Mă bucur atunci când Domnul îmi dă un semn că ceea ce am pe inimă, ceea ce mi-a pus pe inimă ca și să predică, să fie de la El. Numele Lui să fie binecuvântat. Vreau în această seară, stimați ascultători, să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, fiind conștienți. Am intrat într-o împărăție a calității. Acesta este gândul meu, acesta este titlul, dacă vreți, pentru dumneavoastră, o împărăție a calității. Și vă spuneam că Domnul mi-a dat ca semn această cântare și fratele dinaintea mea a pregătit terenul vorbind despre învățături stricăcioase și despre oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu. Pare interesant, nu să spună cântarea, că pot înțelege lumina greșit. Lumina este lumină. Mântuitorul spunea, înțelepciunea care a venit de sus este dreaptă și toți copiii ei au descoperit-o. Slăviți să fie Domnul! Iubiți frași și surori, parcă îl văd pe Domnul Isus atunci când a venit pe pământ, este prima lui predică, se întâlnise cu fenomene ciudate, avea în față oameni care aveau cartea sfântă în mână, erau porniți spre această împărăție, Dumnezeu le dăduse cuvântul său Îndrumătorul spre această împărăție, legile acestei împărății, regulamentul, dacă vreți, și totuși, oamenii n-au înțeles spiritul acestei legi. Nu că vi se pare ciudat că Domnul a venit să corecteze? Ce să corecteze? Frumosul cuvânt al lui Dumnezeu? poruncile lui Dumnezeu, care spunea poetul Ioanid, vai cât de grele, poruncile sfinte, dar vai cât de grele. A trebuit să vină cu corecție. Chiar după primul Paști, a trebuit să vină cu o corectare. După ce au sărbătorit primul Paști la ieșirea din Egipt, vă rog să deschideți, iubiți frate și surori, în cartea Exodul, vreau să mă înțelegeți, vreau să percepeți această împărăție a calității. Oamenii spun, lasă că merge și așa. Merge așa în agricultură, merge așa în construcții, dă să meargă, ei la Dumnezeu. Dumnezeu este exigent, numele Lui să fie binecuvântat. Nu-i mulțumit cu 99%. Nu. I-a spus tânărului bogat, foarte bun băiat, deosebit, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Îți mai lipsește un lucru. Haideți să ne uităm la corecțiile pe care le-a făcut Dumnezeu, ca să-l înțelegem, să-i înțelegem dorința lui pentru calitate, să-l să vedem pe el cum vrea să vină în ajutor oamenilor să dea lumina de sus, să facă ceea ce este bine, omul să facă ceea ce este bine, pentru că este un risc. Se spune, de exemplu, că în vârful unui munte poți să ajungi pe orice cale. La Dumnezeu nu e așa. El, Domnul Iisus n-a spus, eu sunt o cale, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvi să fie ea. Noi trebuie să mergem pe această cale a Lui. Li s-a spus cum să facă Paștele. Deschideți în Exod, capitolul 12, citesc pe scurt, fragmentat, selectiv. În ziua a 10 -a acestei luni, fiecare om, versetul 3, să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui. Și aici s-a produs o deregare. Veți vedea la moment respectiv. După numărul sufletul, să face socoteală cât poate mânca fiecare, să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied, să se ia să, ia din sângele lui, să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde vor mânca, carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă și să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și mănântaile, să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață și dacă vă rămânea ceva din el pe a doua zi dimineață să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. Dăm o pagină. A trecut noaptea aceea specială, au sărbătorit mielul de Paște, dar l-au au sărbătorit cum au crezut ei. Au luat mielul în două, l-au trimis la vecinul, au dat și străinului care erau printre ei, Probabil a spus unuia altuia despre sărbătoarea aceasta și s-a produs niște perturbări. Paștele acesta a reprezentat pe cineva. Tot ce găsiți în Scriptură, dacă vreți, din Vechiul Testament, așezămintele, cortul, lucrările, toate aveau o conotație profetică. Îi place lui Dumnezeu să vestească mai dinainte. Cine ar fi crezut că Iona va fi un semn? Neamul acesta, spunea Mântuitorul, cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Chiar și viața acestui proroc care n-a vrut să asculte și a mers în altă parte, Dumnezeu, în suveranitatea lui, să facă din experiența aceasta un semn profetic, Toată Scriptura are în ea elemente profetice. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit mai dinainte. Și chiar spune în cartea profetului să arătați-mi dacă mai fost un Dumnezeu care să vorbească ca mine. Să prorocească și să se împlinească. Era o lucrare profetică. Chipul cum să prăznuiască Paștele. Domnul a zis lui Aaron, lui Moise și lui Aaron, iată porunca privitoare la Paște niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată în prejur, apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat în să nu mănânce din ele. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul. Glorie lui Dumnezeu! Iubiți, frate și surori! încerc să-L înțeleg pe Dumnezeu. Spunea Ioanid, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Ce exigență! Și, cânta, și poezia care s-a spus spunea de o cale îngustă, o cât de îngustă este calea. Și asta mi-a dat de gândit că în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne vorbească despre această împărăție a calității. Eu vreau să ajung în această împărăție dar mi-e frică, mă uit în jurul meu. Predicatori care sunt, așa cum se cânta în cântare. Nu sunt eu judecătorul, nu detaliez problema aceasta. Este problema dumnealor. Eu vreau să spun ceea ce Mântuitorul mă învață, eu vreau să fac ceea ce El îmi spune și vreau să intru în această împărăție a calității, să mă bucur totdeauna cu Domnul și voi și dumneavoastră să fiți totdeauna cu Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat! Și vreau să intrați în această împărăție a calității. Dar este foarte greu. Avem întuitorul, și sigur noi îl înțelegem pe Dumnezeu când trimite pe Eu botezătorul. Cât ți vine să te întreb, dacă citești în cartea profetului Isaia, da? trimiterea lui Ioan Botezătorul, pentru că atunci când l-au întrebat pe Ioan Botezătorul, dar cine ești? Ești Ilie? Nu. Ești prorocul? Nu. Eu sunt glasul celui ce strigă. Și Ioan Botezătorul a citat din cartea profetului Isaia. Și eu vreau să citez de asemenea din cartea profetului Isaia, să ne uităm la trimiterea lui Ioan Botezătorul. Un glas strigă. Ce să strig? Iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Orice vale să fie înălțată, orice deal să se coboare, drumurile zgronțuroase să fie netezite, să se croiască un drum pentru Dumnezeul nostru, glorie lui Dumnezeu. Dar de unde voi, de unde dialog, de unde oameni cu cartea în mână, cu legea lui Dumnezeu? De unde aceste detalii din partea lui Dumnezeu? Unde ne găsim? Vine Ioan Botezătorul, știm în cartea Faptele Apostolului, era mult, este mult mai expresivă prezentarea făcută de Ioan Botezătorul în Evanghelii, la începutul credinței, sunt prezentate aceste lucrări pe care le-a făcut și apoi apostoli. În Cartea Faptelor Apostoli, de asemenea, s-au luptat. Observați că a spus Pavel, se vor vărâi mulți lucrători care nu vor cruța turma. Vor învăța pe oameni lucruri stricăcioase. Iată ce spune Ioan Botezătorul. Matei, capitolul 3, dăm câteva pagini înapoi propovăduria lui Ioan Botezătorul. Iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă, o viață aspră, la mijloc era încins cu un brâu de curea, se hrănea cu lăcuste și miere, Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, ce încadrare, ce dură expresie. Vă întreb și întrebați-vă și dumneavoastră, dacă ar veni din nou, că mă gândesc, spun eu, mă gândesc, dacă la prima venire a Domnului Isus a fost așa o pregătire, ce va fi la a doua venire? Mă gândesc că Domnul va pregăti oameni care să vină să predice Cuvântul lui Dumnezeu și îmi imaginez, încerc să-mi imaginez, oare care va fi expresia care o vor folosi acești oameni trimiși de Dumnezeu care va pregăti calea pentru revenirea domnului Isus Hristos. Înainte de venirea mea ca să nu lovesc Țara cu blestem, voi trimite pe prorocul Ilie. Ioan Botezătorul a fost o împlinire parțială închei gândul acesta. Ne uităm aici la ce spune Ioan Botezătorul. Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrenice de pocăința voastră, să nu credeți că puteți zice în voi și vă avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Mesaj dur. N-a cruțat pe nimeni l-a costat viața. I-a spus lui Irod, deși ești împăratul, Irod nu ți se îngăduit să iei pe nevasta lui tău. Punct. Irod ar fi vrut să-l mai asculte și l-a asculta cu plăcere. Auzea un predicator, auzea un cuvânt al lui Dumnezeu. Orice om are în inima lui dorința aceasta de a-l înțelege, de a se apropia de Dumnezeu. Cât de rău e omul, în momente sincere, în momente de luciditate, omul se gândește la Dumnezeu și la cuvintele lui Dumnezeu. Și l-a ascultat cu plăcere. Dar Ioan a spus tuturor, a avut aceeași unitate de măsură, nu s-a uitat la fața oamenilor, a spus, pui de năpârci, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Securea a și fost înfiptă. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrenic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, și, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. E unul mai mare decât mine, a spus Ioan Botezător. Fraților, dacă mesajul lui Ioan Botezător a fost dur, tare, exigență, calitate, pocăință, nu expresie, suntem fiul lui Avram. Nu vă culcați pe laurii victorii, spunea Ioan Botezător. Haideți să ne gândim la Domnul Isus. Numele Lui să fie bine binecuvântat. E mai mare decât Ioan Botezător. A prezentat o împărăție a calității. Și a trebuit să vină cu corecții. Dacă la primul paște a trebuit să se facă corecții. Dar la atâția ani cât s-au trecut și a trebuit Domnul Iisus să spună, în vechime s-a spus așa, dar eu vă zic. A găsit de exemplu, iubiți frați și surori, rugăciuni făcute de formă la colțurile uliților. Se rugau se i vadă oamenii, făceau rugăciuni lungi, după cum ne descrie Mântuitorul din pilda aceea a vameșului și a cărtora și a fariseului. Cunoaștem și textele acestor rugăciuni. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Nici ca, chiar ca vameșul acesta, eu fac, eu dau, eu dreg. A găsit această stare a lucrurilor la capitolul rugăciunii. A spus, nu-i bine. Tu când te rogi, intră în odăița ta spune-i tatălui, roagă-te tatălui în și el îți va răsplăti în ascuns. Slăvi să fie Domnul! A găsit aceeași stare a lucrurilor la capitolul Milostenii. Sunau din trâmbiță, seamănă cu campania noastră electorală. Seamănă. Gigi Becali face dărnicie să-l voteze poporul și alții. Nu mai dau nume, că nu-i nu cazul. Seamănă Sunau din trâmbiță, rabii cu tare, va da milostenie în data cu tare, veneau cei săraci și lăudau și vorbeau bine de omul care făcea dărnicie. Am vizitat cimitirul evreiesc din localitatea natală, unde sunt părinții, mai este mama acolo, frați și surori mai am. Și am vizitat cimitirul evreiesc, a fost o zonă preponderent evreiască. Mi-aduc aminte sinagoga lor, m-am jucat prin podul ei după ce au plecat ei, mi-aduc aminte de carmangeria unde tăiau carnea coșer, aveau baia comunală și am vizitat acest cimitir și într-o capelă sunt vreo trei morminte ale unor rabini care au fost și se vede pe după pietrele funerare că a trecut vremea și uh, un mormânt este, este mai luxos decât celălalt. Se vede așa, în timp, primul rabin, piatra mai puțin șlefuită, al doilea și al treilea. Și am pozat o inscripție de pe mormânt, asta vreau să vă spun, și era citat dintr-un psalm, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veci. Așa, așa era inscripția de pe piatra lui. Înseamnă că a dat să se vadă, a dat să se audă. A strigat că, să dă, să dă, că dă milostenie, a sunat din trâmbiță și se făcea milostenie. Încât și pe piatra lui a spus a dat, a împrăștiat, neplihănirea lui va rămâne. Dar Mântuitorul a spus așa, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Același lucru la capitolul post. Foarte interesant. Își schimonoseau fața, se pregăteau, își presărau așa puțină cenușă pe cap, se îmbrăcau cu un sac, ieșeau să-i vadă oamenii. Era frumos, postul este un lucru frumos, bun, e de apreciat. Dar Mântuitorul a spus, nu o faceți să vă vadă oamenii. Din potrivă, și tare frumos sună și îmi place așa de mult și câteodată chiar mă străduiesc ca nu cumva să se simtă sau să cunoască cineva că eu sunt într-o zi de post. Trebuie uneori să spui unor oameni care te invită sau poate chiar atunci se întâmplă aceste ispite și chiar atunci te probează cineva. Poate la servit, poate întâmplător, dar fă -o și spune-o cum o cu de schimb, rău, dar nu mănânc, mulțumesc pentru gestul dumneavoastră sau știu eu cum. Dar ei o făceau să se vadă, să se vadă că se postește își lua o înfățișare posomorâtă și Mântuitorul a spus, și-au luat răsplata. Tu când postești, arată de tatălui, ungeți capul, spalăți fața, ia o poziție uh, obișnuită, să nu vadă nimeni, să nu simtă nimeni, te arăți tatălui. Postește în și el îți va răsplăti în ascuns. Slăvi să fie Dumnezeu! Iubiți frate și surori, E greu. E greu, e calitate, este exigență, este adevărul lui Dumnezeu și noi trebuie să-L spunem așa cum se găsește în Scriptură. Dorim să ajungem în această împărăție. Vă doresc tuturor o întâlnire în această frumoasă împărăție. Cartea Evreilor spune, ni s-a arătat o împărăție care nu se clatină, ni s-a arătat o împărăție a calității. Slăvit să fie Domnul! Mergem mai departe la pasajul citit în seara aceasta. Domnul Iisus vine mai aproape. Eu multă vreme n-am înțeles versetul acesta 19, în seara aceasta parcă am primit o lumină specială pentru acest verset. Nu m-am gândit că oamenii vor strica acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și îmi suna ciudat versetul 19, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, adică greșit, da? va fi chemat cel mai mic în împărăția celor. Dar oricine da, le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Vrei să fii un om mare în împărăția cerurilor? Respectă cuvântul lui Dumnezeu. Nu trece peste ceea ce este scris. Ioan nu și-a permis el este mai mare decât mine, învățătorul. Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii ca eu să te botez. Lasă, Ioane, căci așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Binecuvântat să fie Domnul. Iată, a spus-o Mântuitorul, ne-a dat de înțeles că noi trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit și noi trebuie să respectăm cu strictețe Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Mergem mai departe. Leagă viața noastră și relația noastră cu semenul de slujirea de la altar. Vrea să fie o corelare între darul care l aduci, și starea ta ca dăruitor. Se primesc bilete să pun puncte, vai să nu greșească cumva păstorul, să nu pună pe cineva, Doamne ferește să-i spui unui om că nu corespunde și că nu are ce să slujească, te poți alege cu reclamații, s-a transformat așa biserica, adunarea într-un fel de uh, local public, vine cine vrea, dictează cine vrea. Nu cumva să-l deranjezi, nu cumva să, deranjez, nu cumva să spui un cuvânt și omul nu corespunde, poate să nu corespunde. Eu am întâlnit pe probleme din acestea, sunt reclamați la comunitate și comunitatea a spus, nu trecem peste hotărârea Comitetului. Dacă Comitetul a hotărât că nu-i pentru slujbă, nu-i pentru slujbă. Nu, 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 nu negociăm, nu comentăm. Dar cât va mai fi așa, va rezista Biserica să rămână biserică? să nu se transforme într-o sală de prezentări, dacă i-ar spunea poetul, dacă i-ar să vină mai în față, indiferent de starea sufletească. Așa spunea poezia Neghina. Când printre grâu se vede și Neghina, când lucrătorul nu e în lumină și vrea la doi domni să slujească. Doamne ajută-ne să te slujim pe tine. Vreau ca Dumnezeu să ne cerceteze, să înțelegem chemarea care ne-o face vii la altar cu darul tău, dar ai grijă care este relația ta pe verticală cu Dumnezeu și mai ales pentru că atârnă de tine, pentru că atârnă de voi, spunea Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Leagă slujirea de calitate. Ești un om de calitate, poți să faci o slujire de calitate. Dacă nu, nu este primită jertfa ta. Ajunge cel mult până la Tavanul casetat de deasupra. Atât. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo. Doamne, dar de ce ești așa de sever? Au fost cazuri și am citit și în cărți și am citit și cartea asta cu slujitorii banatului, am citit... Și au fost cazuri rare când persoana n-a putut să facă mărturisirea sau nu s-a putut proceda la această mărturisire, dar s-a angajat că o va face cu prima ocazie. Și pe baza aceasta, în urma rugăciunii, persoana a fost vindecată, dar el a rezolvat repede problema pe care n-a putut-o rezolva. Mărturisire, căință, întoarcere, lacrimi. Dumnezeu! este un Dumnezeu al exigenței. Numele Lui să fie bine Nu le amestecă. Spunea în unul din profeți, de ce amestecați paele cu grâul? Iată citim, iubiți frați și surori, dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vino de aduți acea, aceasta este corectă, așa trebuie făcut. Acesta este Domnul care cere o calitate din partea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Indiferent ce facem în adunare, milostenie, rugăciune, cântare, poezie, predică, indiferent. În tot ceea ce faci, ai de-a face cu un controlor de calitate. Duhul Sfânt controlează ceea ce facem noi să scriu înaintea Domnului cărți de aducere aminte. Atunci cei ce se tem de Domnul, spunea Maleahii, Domnul prin Maleahi, prin prorocul, au stat adesea de vorbă unul cu altul și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea Domnului pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Da, ei vor fi ai zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită pentru ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu i slujește. Doamne, dă-ne putere! Se cere calitate. Mergem mai departe, iubiți frași și surori, s-a auzit că s-a zis din vechime, Ați auzit că s-a elor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și ca să o poftească, și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ce periculos este păcatul. Ce grav este să ajungi, ce risc este să ajungi în ghenă. Așa a vrut Domnul să înțelegem, că a spus ceva care sună ciudat pentru noi. Dacă, deci, ochiul tău cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l! Ai ce greu! Dar de ce, Doamne? că e murdar păcatul și periculos. E un risc foarte mare să-ți ajungă tot trupul în gehenă. Dacă zice unul prostule, nebune și asta le auzim, fraților, mă iertați, ca pe niște poezii. Mântuitorul a vorbit aici despre uh, sobor, despre gehenă, despre complete de judecată, dacă vreți. A legat totul de această judecată de la sfârșit. Dacă ești pe drum spre judecată, el a dat un exemplu din viața de fiecare zi, dar asta ne trimite la judecata de la sfârșit. Atât de exact, atât de justă, atât de corectă va fi această judecată, că oamenii vor amunți și nu vor putea să spună nimic. Că vor fi oameni care vor încerca. Păi eu am avut școală, n-am putut eu să am copii. Și Domnul va chema o persoană care a avut și școală, și copii. Care? Persoane care îl slujesc. Eu n-am putut, eu am fost bogat. Eu n-am putut, că am fost parlamentar. Și o să cheme Domnul, când pe unul, când pe altul, să le spună, și acesta a fost ca tine, și acesta a fost ca tine. Oamenii vor închide gura. Așa spune Mântuitorul. Așa se va face această judecată cu detalii. Spune Mântuitorul, oamenii din Ninive se vor scula în ziua judecății, așa scrie fraților. Și vor osândi pe neamul acesta că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și aici a spus Mântuitorul, este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa din Seba se va scula în ziua judecății, în ziua aceea și vor osândi pe neamul acesta că ea a venit de departe să audă înțelepciunea lui Solomon și aici este unul mai mare decât Solomon. Numele lui să fie bine binecuvântat. Așa va fi judecat, așa înțelegem, așa scrie. Ca să nu tremuri în ziua judecății, ca să-ți fie ușor, împacă-te acum pe drum cu părâșul tău. Asta ne-a spus Mântuitorul. Dacă cumva nu vrei, acum, când ajungi la, pe drum, o scap, o scap mai ușor. Scap mai ușor. Te mărturisești, plângi, te rogi. Eu am simțit eliberarea și eu am făcut mărturisiri, și noi ne mărturisim, și noi suntem oameni ca și slujitori, și am simțit și îmi dau seama, să sunt conștient, că scap mai ușor acum. Dar dacă ajungi la judecată și ții aparat și o lași pe atunci, spune, vei ajunge la judecată, judecătorul de va judeca cu exactitate și vei deconta la bănuți, asta spune aici. Pavel reia subiectul acesta, nu ne scutește, nu ne culcă pe laurii victoriei că o să trecem pe lângă judecată. El îi spune lui Timotei așa, Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Adică omul se mărturisește, se căiește, se lasă, începe o viață nouă, are toată șansa pentru că așa este Dumnezeu, e bun, numele lui să fie bine binecuvântat. Îi dă omului a doua șansă. I-a vorbit a doua ori lui Iona, a dat șansă unor oameni să se pocăiască, s-a pocăit și Petru, s-a pocăit și David și alți oameni ai Scripturii, Dumnezeu le-a dat șansa aceasta. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. De aceea Domnul ne vorbește și ne spune, rezolvați-vă problema acum. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ajungem acolo, să ne fie ușor, să scăpăm, să nu intrăm la judecată, să nu intrăm în detaliu, să nu fim judecați în vremea aceea, ci să ne judecăm acum. Dacă vă, vă veți judeca, nu veți fi judecați. Să spunea și să spune la cinea Domnului, dacă ne-am ne judecat singuri, n-am fi judecați. Domnul să ne ajute. Să înțelegem taina aceasta, să ne apropiem mai mult de Domnul, să facem voia Lui gândindu-ne la toate aceste aspecte. Să nu jurați, spunea Mântuitorul, nici de cum. Da al tău să fie da și nu al tău să fie nu. Ceea ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Iată, iubiți frați și surori, este o împărăție a calității, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru slava Lui, vrea să-L urmăm, să ducem jugul acesta până la sfârșit, ca acolo când va fi judecata aceasta, să auzim frumoasa expresie, vin o slugă bună și credincioasă, peste puține lucruri ai fost, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Două gânduri am iubit frașilor legate de, legate de tema aceasta, de împăcare, de iertare, de relația noastră cu semenul nostru. Aș vrea să vă vorbesc atunci când vi se face o nedreptate, să vă vorbesc despre principiul compensării pe care Dumnezeu ne l arată în scriptură, pentru că te deranjează dacă ești într-un litigiu cu, chiar cu fratele tău, cu vecinul tău, te deranjează uneori că trebuie să cedezi, să păgubești, să poate ai intrat în ogorul tău și a tras o brazdă în plus și a luat de la tine. Nu știi exact cum să pun problemele care sunt în relațiile noastre și te doare așa. Te doare că poate a fost persoana în care ai investit, poate a fost persoana care ai ajutat-o foarte mult și ai avut nevoie să te ajute și ți-a întors spatele Poate ai făcut bine și a ieșit rău, te-au povestit, s-au dus cuvinte. Și vreau să vă vorbesc despre principiul acesta al compensării. Este în o întâmplare în cartea cronicilor doi cronici, capitolul 25, este acest principiu. O spun pentru cei care poate trebuie să cedeze, să renunțe, să sufere într-un fel sau altul. O pagubă, un deranj o durere în inimă, l-ai servit, l-ai ajutat și poate totuși n-a fost un rezultat pe măsură, n-ai primit ceea ce ai fi meritat, poate. Principiul acesta al compensării. Un om, un împărat, tocmește oastea din regatul din nord, care nu era cu Dumnezeu, un împărat al lui Iuda, Amația, capitolul 25, a tocmit cu plată din Israel 100 de mii de viteși cu 100 de talanți de argint, un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oasea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Domnul Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și are putere să te facă să cazi. Amația a zis omului lui Dumnezeu și asta e și dorerea noastră. Dar ce să fac cu cei 100 de talani? Ce mare pierdere! Am dat atâta bani. Am făcut atâta bine. M-am sacrificat și iată rezultatul. Și te doare! Omul lui Dumnezeu a răspuns. Vreau să vă spun și dumneavoastră în seara aceasta. Și ascultați, a răspuns. Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Glorie lui Dumnezeu. Acesta este principiul compensării. Aplicați-l unde vreți. Domnul poate să-ți dea mult mai mult. Domnul poate să te binecuvinteze. Ce ai făcut, rămâne făcut și primești o faptă. Nu cârtii. Nu-ți pare rău că ai primit lovituri. Că ai dat cu pâine și ai primit o piatră. Nu să nu-ți pare rău. Ce ai făcut pentru Domnul, rămâne pentru Domnul. Dacă un pahar de apă l-ai dat în numele Domnului, primești răsplată pentru paharul de apă. Glorie lui Dumnezeu. Așa este de bun și de drept Dumnezeu. Principiul acesta al compensării. Apoi, iubiți și surori, în încheiere, vă duc în cartea romanilor, vorbește apostolul Pavel, capitolul 12, este o luptă a răului în jurul nostru, suntem bombardați, așa cum vă spuneam, ai făcut bine și ai primit rău, îți vine să vociferezi, îți vine să spui ca Iov despre prietenii lui, sunteți niște mângăietori supărăcioși, îți spui necazul tău și dorerea ta. Și uneori ca oameni poate că ești tentat să te răzbuni. Asta e caracterul nostru, oamenilor. Ai vrea să se facă dreptate și parcă, parcă ai vrea să vină așa judecata lui Dumnezeu. Nu cere judecată. Nu cere dreptate. ascultă Cere mila lui Dumnezeu și pentru tine și pentru cel de lângă tine și pentru oricine ar fi. Nu invoca dreptatea lui Dumnezeu. Cunoști un caz din județul Arad, nu vă dau detalii, era un litigiu, pământ, iazuri, nu mai știu, multe. Și în adunare era mare tulburare, era o adunare la țară și unul a spus, Domnul să judece. N-a trecut mult, a făcut infart, și s-a dus la cele cunosc cazul concret. Nu invoca dreptatea lui Dumnezeu. Poate îți vine să te răzbuni. Nu întoarceți nimănui rău, versetul 17 din Roman 12. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți este bine înaintea tuturor oamenilor. Doamne ajută în aceasta. E o împărăție a binelui, a faptelor frumoase și bune. E o împărăție a calității, așa cum vă spuneam. Dacă este cu putință, pentru că atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, dă-ne putere la aceasta. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Nu ne băgăm în domeniul lui Dumnezeu, așa a spus Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă, fraților? Noi, când ne răzbunăm, mărim răul. Noi facem una, cel din fața noastră răspunde cu una noi mai facem una și răul crește așa cum crește bulgărul la de zăpadă când coboare de pe versant și la urmă ajunge un uriaș mare de un bulgăr uriaș, un troian uriaș și spulbere tot ce prime găsește în cale. Noi când ne răzbunăm mărim răul, când Dumnezeu se răzbună curmă răul. Glorie lui Dumnezeu. E drept. El știe cum să intervină și nimeni nu-i poate reproșa. Când El intervine, răul se curmă. Dacă noi intervenim, mărim răul. De aceea a spus Dumnezeu și a interzis oamenilor și a spus, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, Doamne, greu în această împărăție. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânci. Ajută-ne, Doamne. asta e calitate. asta e de nota 10. Că să mai spunea așa la, la câte un examen, mi-aduc aminte, nu vreau să mă laud, am luat în scris la metalice, nota 9 și academicianul a dacă vrei să intrați, nu, mulțumesc, eu mă mulțumesc cu atât. mi-a fost frică. Îmi punea întrebări, am luat în scris, urma la oral, cine știe ce întrebări îmi punea. Mi-am dat seama că este calitate. Era academician, era unul din singuri academicieni în construcție metalice. Și a zis, nu doriți să intrați pentru 10, nu mulțumesc, n-am intrat, mi-a fost frică. Avem un Dumnezeu al calității. Aici este de nota 10. Dacă vrăjmașului tău îi este foame, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni prinși pe capul lui. Povestea un frate că avea o soră în asta, în adunare și avea probleme cu soțul ei și fratele a zis așa un pic ironic, dar soră cu cărbuni ai încercat? Ea s-a aprins ochii, așa s-a mărit ochii și a cu asta n-am încercat. Cu apa am aruncat, și spunea ea, dar cu cărbuni. Și atunci fratele a spus, stai să-ți explic. A pune cărbune prins pe capul celui de lângă tine înseamnă că dacă ai foame să-i dai să mănânce, dacă este sete să-i dai să bea, căci dacă vei face așa, vei grămădi cărbunea aprinș pe capul lui. Am întâlnit multe cazuri, au povestit frații, când vrăjmași din aceștia, vecini, dușmani, răutăcioși, răi, s-au prăbușit când omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu a îngrămădit acești cărbune, a făcut aceste fapte bune. Găsește un moment! Ai o vecină rău, tăcioasă, rea, dacă gătești odată o mâncare mai bună, pune într-o farfurie și dui. Vei grămădi azi un pic, mâini un pic, vei grămădi cărbuni. Și exemplele pot continua, ai un vecin rău, nu se poate să nu se ivească ocazia să-i faci un mare bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este metoda aceasta lui Dumnezeu când să poți grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Și în final ca o regulă de bază a acestei împărății, a calității, spune, nu te lăsa biruit de rău, biruiește răul prin bine. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, să nu uităm ce dorește de la noi, vom intra în această împărăție, vreau să ajung, vreau să ajungeți și dumneavoastră, Domnul să ne dea putere să facem tot ceea ce este scris, Chiar dacă în jurul nostru sunt oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă sunt în jurul nostru oameni care învață lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor sau alte scopuri care le nu ne interesează, noi dorim împărăția, vrem să vedem fața Domnului, vrem să ne bucurăm împreună cu El, vrem să fim la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cu toți sfinții, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.